cât sunt de fericit când simt în mine, vibrând, Duhul creștin. Voi poate niciodată nu veți înțelege. Sunt atât de puțini cei care îl înțeleg pe Hristos, ca să nu mai vorbesc de numărul extrem de redus a celor ce îl trăiesc. În viața asta, credința e totul. De aceea omul fără credință e mort. Am împlinit 64 de ani. Din 1919 până în 1941 am fost în conflict cu lumea burgheză, care a degradat rușinos viața creștină. Din 1941 până în 1964 am fost întemnițat, chinuit și batjocorit. La început de dictatura antonesciană, apoi de cea comunistă. Din 1964 până astăzi sunt încarcerat în mine însumi. Deoarece lumea mă ostracizează, mă umilește și mă desconsideră. Nu eu, ci Hristos este urât și prigonit în mine. Am stat aproximativ 5 ani în totală izolare, de unul singur în celulă, flămând și gol. Am stat peste 15 ani în camere comune, unele mai mici, altele mai mari, în care locuiam zi și noapte, obligat să facem toate necesitățile în interiorul camerei. Unori eram înghesuiți până la 8 inși într-o celulă de 2 metri pătrați, încât dormeam câte 2, 3 sau 4 pe un pat și ne frecam sufletele și trupurile clipă de clipă unii de alții. Mizeria, teroarea gardienilor, foamea, frigul și boala ni se păreau ușoare pe lângă teroarea reciprocă ce se crea între oameni diferiți, desnădăjduiți și adesea decăzuți. Am fost flămând timp de peste 20 de ani, adesea distrofic din cauza subnutriției. Mi-am simțit trupul înghețat în toți anii temniței. Am fost bătut, chinuit și torturat ani de zile până la distrugerea rezistenței fizice și sufletești. Am cunoscut îngrozitoarea experiență a trăirii dincolo de limitele suportabilului. Timp de ani de zile am fost amenințat cu moartea. Necontenit mi s-a cerut sufletul. Ani mulți, vreo 15 la număr, am fost terorizat să mă reeduc. Am refuzat, temându-mă nu de moarte, ci de prăbușire. Numai Dumnezeu m-a apărat de cădere, căci nu există om care să reziste la toate chinurile. Vorbim din plinul vieții în Hristos, din adâncul celei mai cumplite prigoniri, din experiența dăruirii până la jertfă. Am cunoscut oameni care au realizat plinul uman, sfințenia, mucenicia, dar printr-o cernere cruntă. Am tăria să mărturisesc că sunt un om fericit, întrucât am văzut un om în care via, gândea, zâmbea, trăia și biruia Hristos. Valeriu Gafencu. Pe Hristos, pe Hristos cel viu în Valeriu, pe Hristos cel răstignit în secolul 20, pe acesta îl mărturisim. Am trăit pentru Hristos, am trăit cu Hristos, am trăit în Hristos. Strig deci din adâncuri. Hristos este Mântuitorul. Hristos lipsește lumii. Deci toți, oricare ați fi, întoarceți-vă la Hristos.